cuvântul Domnului în această dimineață, două locuri în Sfânta Scriptură, Psalmul 55, citim primele 6 versete și din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16 și versetul 17. Psalmul 55, de la versetul 1 la versetul 6. Ia aminte, Dumnezeule, la rugăciunea mea și nu te ascunde de cerile mele. Ascultă-mă și răspunde-mi. Rătăcesc încoace și încolo și mă frământ din pricina zarvei vrăjmașului și din pricina apăsării celui rău, căci ei aruncă nenorocirea peste mine și mă urmăresc cu mânie. Întremură inima în mine și mă cuprinde spaima morții, mă apucă frica și groaza și mă iau fiorii. Eu zic, o, dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura și aș găsi undeva odihnă. Amin. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16 și versetul 17. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Amin. Să reocupăm locurile. Când David scrie aceste rânduri, o cântare care se cântă pe instrumente cu coarde, David era încolțit de oameni și de probleme. Și la un moment dat spune în versetul 6, o, dacă aș avea aripile porumbelului, aș zbura și aș găsi undeva o dihnă. Vi s-a întâmplat să simțiți asta vreodată? Adică să ziceți, m-aș duce undeva departe. M-aș duce undeva departe. Aș zbura, zice David, m-aș duce sus. Vreau să vă spun că va fi o zi în care vom zbura literalmente departe, așa cum spune David. Dacă aș avea aripile porumbelului, într-o zi o să ne crească aripi. Cel mai mare eveniment al bisericii după moartea și învierea glorioasă a Domnului Iisus Hristos a fost trimiterea Duhului Sfânt la Rusalii ca să echipeze această biserică. De 2000 de ani biserica nu mai trece prin evenimente majore. Următorul mare eveniment al istoriei bisericii care trebuie să apară este cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos, care este împărțită în două faze. O fază spectaculoasă și nevăzută, care se numește răpirea bisericii, când Iisus Hristos, Domnul, își va aduna pe ai săi, și apoi a doua fază, când orice ochi, spune Biblia, îl va vedea. În această dimineață vreau să vă readuc aminte că va veni o zi în care morții vor învia din morminte, cei morți în Hristos, cei vii vor avea trupurile schimbate într-o secundă și se va întâmpla acel harpazo grecesc sau răpire sau smulgere într-o clipită de ochi. Nicăieri cuvântul răpire nu apare în Sfânta Scriptură, dar de 14 ori se face aluzie la acest mare eveniment al bisericii, mare eveniment al cosmosului despre care vreau să vă vorbesc astăzi. Închipuiți-vă, cei care ați zburat cu avionul știți că există trei faze. O fază de decolare, o fază de plecare a avionului când se îndreaptă spre cer și a treia fază de aterizare. Așa din se va întâmpla și nouă. Vom zbura departe de pe pământul acesta într-un loc pe care ne l-a pregătit Iisus Hristos, Domnul nostru. Dacă băgați de seamă la fiecare slujba bisericii, vă mai cresc puțin din aripi. În fiecare cuvânt și fiecare cântare, fiecare rugăciune pe care o înălțați, fiecare bine pe care îl faceți, fiecare mână întinsă celui slab și amărât, nu face altceva decât să vi se crească aripi. Din aripile pe care le aveți, să primiți încă un centimetru de aripă, că atunci când va fi strigătul acela pe care cei sfinți îl vor auzi, spune cuvântul Dumnezeu, să putem să plecăm de pe pământul acesta. Zborul, spune cuvântul lui Dumnezeu, implică o ridicare. Pentru că spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 17, vom pleca în nori, punct, cerul nu-i pe pământ.
Vreau să spunem clar și răspicat, indiferent câte reviste veți primi la colț de stradă, cu oameni care cară cu roaba lubenițele, să nu credeți. Cerul nu-i pe pământul acesta. Cerul, spune cuvântul lui Dumnezeu, este sus. Noi vom zbura în nori, slăviți să fie Domnul. Acolo ne întâlnim cu Domnul. Indiferent cât de mult vă faceți pământul acesta să semene cer, indiferent cât de mult vom investi ca pământul acesta să semene cer, indiferent câte locașuri sfinte înălțăm pe pământul acesta ca să semene alocuri cerești, nici unul nu se compară cu locul în care noi suntem destinați să plecăm. În nori. Punct. Acolo ne vom întâlni cu Domnul nostru Iisus Hristos. Suntem la cina Domnului și când eram copil, marea mea frământare este ce beau oamenii acolo. Mi se păreau că primesc o putere magică imediat. Am făcut tot ce am putut și o clipă de neatenție a fraților, am mâncat și azima și vinul am băut. Să văd ce putere nouă primesc, că aveam vreo 6 ani atunci. Gândul meu a fost cum să fac să las biserica fără azimă într-o zi. M-am împărtășit singur la 6 ani. Mi-am dat seama cu anii care au trecut că de fiecare dată când suntem aici la împărtășanie, primim putere. Dacă cei din lume beau 7-up, noi beam heaven up, adică ridicarea noastră spre cer. Atunci la cina Domnului, în locul acesta suntem gata, pregătiți, atunci când stăm împreună cu Domnul nostru la masă, să putem să plecăm acolo sus, slăviți să fie Domnul. Deci nu cărăm lubenițe de la unul la alții cu roaba, nu-i cerul pe pământul acesta, cerul este sus. În nori ne vom întâlni cu Domnul nostru. Această ridicare la cer implică un popor. Vreau să nu uitați că dacă plecăm sus, această ridicare la nori implică un popor. Știți cum ce începe Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu ce cuvânt? Fraților, zice. Deci înseamnă că poporul ăsta care pleacă la cer e un popor de frați. Nu toată lumea. Pavel nu scrie scrisoarea bisericii din Tesalonic și sataniștilor de nu știu unde. Pavel scrie bisericii și spune, fraților, deci un popor de frați, un popor care le place să locuiască împreună, un popor care știe ceva. Știți ce spune Iov? Eu nu cred că răscumpărătorul meu e viu. Eu știu că răscumpărătorul meu e viu. Va trebui ca să trecem de la credință la ști, la experiment, la trăi lângă Dumnezeu. Eu știu că răscumpărătorul meu e viu. De ce? L-am cunoscut, zice Iov. Mi-a iertat viața, m-a mângâiat, m-a ridicat când eram singur. Mi-a dat să mănânc când mi-a fost foame. Știu că e viu. Eu nu cred. Cred că e slab, eu știu. Am vorbit cu el de dimineață. Eu știu, spune Iov, că răscumpărătorul meu e viu. Eu știu că Iisus Hristos se va întoarce și ne va mântui și ne va duce în împărăția sa. Nu pe aceia care crede că-s mântuiți, ci pe aceia care știu că Iisus Hristos e Domnul vieții lor. Și n-au niciun fel de dubiu, slăviți să fie Domnul. Iisus Hristos n-a făcut contract cu un popor român, cu un popor american. Numai noi suntem românii, singurul popor mesianic de sub soare. Noi avem eventual că dacă rușii au un tupeu mesianic, cum spunea Țuțea, noi românii avem o brăznicie mai mare mesianică. Noi credem că Dumnezeu a făcut contract cu un popor român ortodox, atât numai. În urmă cu vreo 200 de ani, când au încercat ca să-l îngroape pe un colonel polonez, catolic, într-un cimitir în Bucovina, tot satul a venit împotrivă și a spus, n-are ce să caute papistașul ăsta în cimitirul nostru. De ce? Pentru că atunci când va veni învierea morților, spune, noi vom învia cu cimitirul cu toți, numai care suntem ortodoxi. Și atunci dacă pe ăsta îl băgăm printre noi, Dumnezeu nu mai ține seamă. Și la grămadă lea și pe ăsta și ajunge în cer. Și cum spusul nouă Antimi Virianu, nici într-un caz un om care nu e ortodox de ajunge în cer. Vreau să vă spun că Dumnezeu n-a făcut contract cu poporul ortodox român, nici cu Maica și Sfânta Pravoslavnică Rusie. Dumnezeu a făcut contract cu poporul lui de frați. Și în poporul ăsta de frați fac parte toți aceia care trăiesc lângă Dumnezeu, indiferent din ce biserică sunt. Amin. Atâta vreme cât trăiesc pe bazele Sfintelor Scripturi, atâta vreme cât știu că Mântuitorul și Răscumpărătorul lor e viu, atâta vreme când sunt oameni ai cetății, oameni care își binecuvintează pe ceilalți prin viața lor, atâta vreme cât se tem de Domnul, oamenii aceștia sunt frați cu Iisus Hristos. Dumnezeu n-a făcut contract cu poporul român. Dumnezeu a făcut contract cu poporul de frați. Și spune, fraților,
spune Pavel, aveți grijă, pentru că nouă ni se va întâmpla ceva în curând, noi vom pleca de pe pământul acesta. Această ridicare implică un popor. Această ridicare implică o persoană. O persoană. Spune căci însuși Domnul. Băgați de seamă că marele evenimente biblice, de obicei, Domnul Dumnezeu a trimis câte un înlocuitor. Când a avut nevoie ca să ghideze poporul și a trimis câte un înger, câte un nor, câte un foc. Moise a simțit pericolul în clipa care s-a pus pe piatră jos și a spus, Doamne, dacă nu vii Tu însuși cu noi, eu nu mai vin. Eu n-am nevoie, păi vă garantez că dacă ne-ar trimite Domnul Iisus Hristos pe Sfântul Gheorghe să vină, nu vorbesc de Arhanghelul Mihail, ne-am fi foarte mulțumiți. Docum, adică să-l ai aici în biserică pe Sfântul Gheorghe cu sabia în mână, să omoare toți balaurii din viața noastră și ei care sunt pe la bănci. Toți ar fi fericiți. Toți ar fi foarte fericiți. Dar vreau să vă spun că la evenimentul ăsta mare, fundamental și frumos al bisericii, nu mai trimite nici pe Arhanghelul Gabriel, nici pe Arhanghelul Gabriel. Spune căci însuși Domnul vine după frați. Căci însuși Domnul vine după frați. Povestea un păstor, zice, când l-am văzut pe handicapatul ăla în căruciorul cu rotile, în stația de autobuz, m-am gândit, oare cine o să ridice pe ăsta în autobuz acum? Când a oprit autobuzul, imediat s-a deschis ușa din partea stângă, acolo unde stă șoferul și numai el o poate deschide pe partea aia, s-a dat șoferul jos din autobuz, l-a luat pe ăla și l-a pus. Și de 9 ani fac lucrul acesta. De 9 ani. Toată lumea s-a așteptat ca cineva să vină salvator, dar nu era, era acolo, șoferul de autobuz. El a ridicat pe olog. Și vreau să vă spun că cel care conduce autobuzul acestui univers este Iisus Hristos, Domnul. Și El se coboară în mod personal și pe toți ologii care sunt pe pământul acesta. Ne ia și ne pune în autobuzul mântuirii, slăvit să fie Domnul. Căci însuși Domnul își cunoaște frații și va veni după ei. Pentru că această ridicare la cer nu implică numai un popor, nu implică numai o persoană. Această ridicare la cer implică și o putere. Și o putere. Vă dați seama ce va fi? Milioane de Lazări care vor învia într-o singură clipită. Nu-i vorba de un Lazăr aici. Milioane. Vă dați seama ce va fi acolo în momentul în care tonele de beton care s-au pus peste unii. Focul spune Biblia că își va da, că își va da morții. Lui, cenușa aceea care e spulberată în vânt, care îmi zice că nu se mai adună niciodată, iar se adună. Și focul își va da și apele își vor da morții lor în clipa aceea. Și pământul își va da morții lui și cerul și tot își va da morți, tot obolul se va duce și în clipa aceea. Păi asta e o putere fantastică. Spune cuvântul Dumnezeu că nu numai că morții se vor ridica, dar cei vii vor fi schimbați tot sub aceeași putere minunată, slăvit să fie Domnul. E o putere, vă gândiți ce se va întâmpla când cei vii care vor fi schimbați din mașini, din, eu știu unde vor fi atunci în clipa aceea, la locurile lor de muncă, făcând, eu știu, piloți de avioane creștini, vor fi într-o clipă plecați, într-o secundă, va fi un haos. Experții Apocalipsei spun de fapt că anticrist va veni tocmai datorită unei crize economice care se va dezlănțui exact în clipa răpirii bisericii, pentru că spunea cei mai influenți oameni ai acestei lumi sau în posturile de comandă acestei lumi de fapt sunt creștini. Nimeni nu ia, de exemplu, la un tur de control un drogat, ci spune fermător, domnule, tu te ocupi cu alcoolul? Nu! Eu sunt creștin, asta nici nu fură. În posturile cheie acestei lupte sunt creștini. Oamenii aceștia vor pleca într-o secundă. Un haos. Acum ne plângem că n-avem oameni. Vă dați seama ce va fi la răpire când vor pleca cu toții la cer. Spunea Marius Gorcea, înainte de a pleca și el la cer, el care fundase grupul Speranța, spunea într-o cântare, milioane de oameni așteaptă să vină Iisus. Acel ce prin cruce în lume viața a dus, ca și un rege pe slavă, când slavă Iisus va veni, așa cum ne-a promis, pe cer Iisus Hristos va reveni, slăvit să fie Domnul. Abia așteptăm clipa aceea în care vom pleca de pe pământul acesta și această plecare, această ridicare la cer implică un popor de frați, implică o persoană însuși Domnul și implică o putere, puterea Duhului Sfânt care va transforma, care va binecuvânta toată lumea aceasta. M-am gândit la un lucru extraordinar, adică zice că nu carnea și nu sângele vor moșteni pământul. Și apoi am ajuns la concluzia, oameni buni, la răpire vor rămâne hainele. Jos, dar nu poți să mergi la cer. M-am tot frământat cu asta. Pentru că nu...
hainele se vor, vor fi rămase ca un cocon gol. Băgați de seamă. Să vină să-ți vadă cineva. Am citit că în Statele Unite ale Americii era un bărbat care tot timpul vorbea despre răpire. Nu prea era interesat așa de biserică, dar spunea despre, îi plăcea, a văzut un film de răpire și era foarte frământat cum va fi cu răpirea atunci. Știți ce a făcut colegii lui într-o zi? Au zis că îi fac o glumă. În pauză, el s-a dus până nu știu unde a trebuit și când a venit, când s-a dus în birou unde era lucrat cu cei patru colegi, ăștia la alții numai și-au lăsat toți hainele pe scaune, în fața calculatoarelor, hainele. Atât. S-au dus și s-au îmbrăcat cu alte haine. Când s-a dus el și a văzut că în biroul lui n-au mai rămas decât haine pe scaune, a făcut infarct în clipa aceea. Când s-a ridicat din boală, din amărăciune, din ziua aceea, viața lui n-a mai fost altfel, așa, cum a fost înainte. Citea pe Biblie, se ruga, nu mai lipsea o dată de la biserică, spunea, șocul acela pe care l-am avut. Când am crezut cu adevărat că colegii mei au plecat și eu am rămas jos, m-a făcut să mă pocăiesc cu adevărat. Eu nu vreau ca Dumnezeu să scuture viața ta așa, ci să o scuture înainte. Pentru că niciunul dintre noi n-am vrea ca să trăim clipa aceea decepții fantastice. Când îți dai seama că de fapt tu ai rămas aici jos. Ci Dumnezeu să ne dea pocăința adevărată înaintea răpirii. Pentru că să nu uitați, doar cei răpiți vor fi mireasă. Mă rog din toată inima să ne ajute Dumnezeu ca să înțelegem că că nu există a doua șansă. Eu aud pe frații mei când eram copil mic, mereu ne spuneau ce lasă că dacă nu vor să se pocăiască ei, așa se vor pocăi în cazul cel mare prin prigoană, fraților. Cine nu se pocăiește în libertate, nu se pocăiește nici în prigoană. Amin. Datu-ne-a Dumnezeu timp destul aici, datu-ne-a mijloace, datu-ne-a atâtea lucruri și predicator și cuvânt și libertate și toate, în numele Domnului Iisus Hristos, zic și eu ca Sfântul Apostol Pavel, împăcați-vă cu Dumnezeu. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Pentru că această plecare, acest zbor implică o ridicare. O ridicare la cer. În nori cu Domnul, acolo vom fi. În a doilea rând, acest zbor implică o plecare. Nu numai o ridicare, ci și o plecare. Adică sunt lucruri care vor rămânea în urma noastră, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, Pavel mai departe, în versetul 17, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. În momentul în care te desparți de cineva, te întâlnești cu o altă persoană, se observă ceva, o lipire de persoană nouă, o despărțire de lucrurile vechi care au fost. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că noi vom lăsa unele lucruri în spate. Ne vom ridica la cer, vom pleca, vom întâlni pe Domnul acolo sus în nori, dar vom lăsa niște lucruri aici pe pământ. Și primul lucru pe care va rămâne în urma noastră va fi păcatul. Primul lucru care va rămâne în urma noastră va fi păcatul. În Apocalipsa, în capitolul 21, versetul 27, spune așa: nimic întâiat nu va intra în cetatea lui Dumnezeu. Nimeni care trăiește în spurcăciune și minciună, ci numai cei care sunt scriși în cartea vieții mielului. Pentru cei care vă mai aduceți aminte, pe vremuri erau baloanele cele mari cu heliu care duceau oamenii și duceau dintr-un loc în altul. E bine, acele baloane umplute cu aer erau cărate dintr-un loc în altul, dar aveau o problemă. Problema lor era că nu puteau să fie ținute la pământ decât dacă erau legate. Ele erau legate cu funii și erau legate cu saci de nisip. Ca să poată să se înalțe la cer, trebuia să li se taie funiile și trebuia ca să fie aruncat sacii de nisip din nacelă. Numai atunci se ridica sus balonul. E bine, ca să înțelegeți ideea aceasta spirituală, păcatul e aici. Ne prinde de picioare, ne prinde de mâini. Spune în Cartea Evreilor, și noi fiind înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice pedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Deci, atâta vreme cât te ține păcatul de picioare, poți să dai din aripi cât vrei. Lupta noastră de fiecare zi aici este lupta pe care o avem cu păcatul. Dar va fi o zi în care păcatul nu ne va mai urmări, pentru că el nu mai poate să ajungă unde ajungem noi. Într-o zi îl vom lăsa în urmă.
Va rămânea pe pământul acesta și noi vom pleca să fim întotdeauna cu Domnul. Pentru că în cetatea aceea nu intră păcat, spune Biblia. În cetatea aceea, în cubul acela mare, frumos, superb, nu intră păcatul. Păcatul va rămânea în urma noastră. Al doilea lucru pe care îl vom lăsa în spate sunt lacrimile. Al doilea lucru pe care îl vom lăsa în urma noastră sunt lacrimile. Lacrimile vor rămânea în urmă, pentru că spune Apocalipsa 21:4 și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor și nu va mai fi nici moarte, nici întristare, nici plâns. În cer nimeni nu va mai plânge. De aceea Iisus Hristos a plâns pe pământul acesta, de aceea ne-a spus și El, plângeți cu cei ce plâng, de aceea ne-a spus că plânsul și cu pământul sunt sinonime și câtă vreme suntem pe pământul acesta, lacrima trebuie să ne cadă din ochi. Bucurați-vă de lacrimile pe care le aveți acum, pentru că în cer nu va mai fi lacrima, astea vor rămâne în spate. Sunt ale pământului acesta. În 1907 s-a făcut o convenție, toate popoarele s-au adunat, mai mari ale lumii, și au făcut o convenție ca să nu mai fie războaie între ele. În 40 de ani după convenția aceasta, deja erau fuseseră două războaie mondiale. Fraților, pământul înseamnă lacrimă. Pământul înseamnă decepție, pământul înseamnă moarte. Pământul înseamnă ca cel drag să plece de lângă tine și să-l îngropi în pământ și să vii de acolo distrus. Pământul înseamnă lacrimă, copiii care fac probleme, necazuri, frământări, dureri, boli și suferințe. Toate acestea le vor lăsa într-o zi în urmă. Va rămâne în urmă păcatul, va rămâne în urma noastră lacrima. Va mai rămâne ceva în urmă. Știți ceva pe ce vom mai lăsa în urmă când vom pleca sus? Prin plecarea noastră la cer. Satana. Satana va rămâne în spate. Satana va rămâne în urma noastră. În Apocalipsa, în capitolul 20, versetul 10. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă. Pentru cei care citiți Biblia știți că va veni o vreme în care Satana va fi legat pentru 1000 de ani. Sunt niște lucruri care ne scapă. Și unul dintre lucrurile care ne scapă este după 1000 de ani de cel mai dezlege. Dar tu nu știi cu cine ai de face. E o problemă teologică asta. Spune Biblia că după 1000 de ani va fi dezlegat și iar va porni război cu sfinții. Pentru că așa e el. Asta e firea. El nu se poate face bun. Ori zis, într-adevăr, câțiva părinți a bisericii într-un moment de nebunie lor, din cauza bătrâneții, că și Satana va fi mântuit. Dar el n-are cum să fie mântuit, că nu poate. Așa e firea, așa moare. Scorpion a fost scorpion, rămâne. Problema cu el e în felul următor. Câtă vreme suntem pe pământul ăsta, e pe aici, pe undeva. Dar slavă lui Dumnezeu că nu ne va mai deranja în rai. Amin. Slavă Domnului că nu ne va mai deranja în rai. Pământul ăsta e cu probleme. Într-o zi vom pleca de aici, păcatul, Satana și lacrimile vor rămâne în urmă. Iubim pământul ăsta și ne drag de el. Dar cerul, răpirea presupune nu numai o decolare, presupune și o plecare. Plecăm și lăsăm în urmă niște lucruri. Am citit o întâmplare foarte drăguță. Câțiva oameni care au ajuns într-un poinsulă pustie, au naufragiat pe o insulă pustie. Între timp, pe continentul european, se desfășura războiul al doilea mondial. Și o navă i-a găsit și pe ei. În timp ce pe continent era război, ei stăteau bine mersi sub niște palmieri și tot mâncau nuci de cocos și tot scriau acolo scrisori, salvați-ne și pe noi. Și la un moment dat a venit vaporul și a găsit acolo toți, pe vreo 15 câți erau sub cocotierea aia. Și a venit o barcă de o viteză foarte mare, ca să-i, nu, e făcut să fumă acolo. Și au aprins colibile săraci, numai să-i vadă. Și a venit barca într-o viteză mare, dar nu s-a apropiat de insulă decât ca să arunce din barcă un vraf de ziare. Și a strigat unul dintre marinari, citiți-le, zice că-s de la comandant. Și a zis că după ce le citiți, dacă mai vreți să fiți salvați, să ne spune să vă luăm. Drăguț, nu? Continent era război. Citiți să vedeți ce se întâmplă în lumea asta. Poate că nu mai vreți să mai fi salvați. Vreau să vă spun că indiferent cât de bine ar fi pe pământul acesta, nu e pământul nostru. E pământul cu lacrimi, e pământul cu Satana, e pământul cu păcat și 100% nu avem nevoie ca să citim nimic altceva decât Biblia, să ne dăm seama cât de frumos va fi dincolo și să ne dorim, adă Doamne ziua aceea mai curând. Amin. Deci să nu uitați un lucru. Plecăm de aici, așa frumos decolăm,
așa frumos decolăm și după aceea plecăm. Când am plecat, există două feluri de avioane. Există avionul care le iei din Oradea să pleci spre București. De obicei zici că nu mai ajungi viu, nici întreg, toate motoarele, toate aripile se clatină, tot și nu poți avea nici căciul în cap, că zboară din cap. Deci o trepidație. Sunt avioane vechi care au făcut și primul război mondial, cred că cu câteva au zburat și Aurel Vlaicu, alea sunt cu pânză. Astea sunt două feluri de avioane, nu mai pot să existe. Avionul ăsta care pleci de la Oradea la București și avionul care pleci din Viena, să zicem, spre Australia, spre, prin Singapore. Avionul ăla cu care am plecat, când am plecat în Australia, avea două etaje, avea vreo 600, 400, 500 de oameni în el. Tot am stat, m-am așezat în avion și tot am așteptat ca să plece acum. Am zis către doamnă, nu mai pleacă avionul ăsta, ci am plecat de o 10 minute. Am plecat de o 10 minute. N-am știut. A fost atât de mare avionul încât n-am știut că am decolat. E bine, vreau să vă spun că așa va fi răpirea. Dacă va fi într-o clipită, hainele rămân jos, nimic nu mai apuci. Nu tu card, nu? Nu tu telefonul mobil, nu tu laptop, iPad. Extraordinar, parcă îți vei apuca groază acum. Nu ne îngăduie fratele cu nimic, cu nimic. Biblia zice că tot va rămâne aici jos. Povesteam o dată când te duce și la mormântări pe aici pe la fraspă, mai ales pe sate. Întreabă babele acolo, câteva plâng în jurul sicriului alea care sunt de serviciu, dar astelalte zic că cât o fi lăsat amul la prunci? Tot. Tot o lăsat. De obicei că am lăsat tot când pleci aici. Așa și noi, m-am lăsat tot. Dar ce frumoasă decolare, extraordinar. Nici nu dai seama că ai plecat. Numai să te trezești în rai. Heaven up. O singură poțiune magică. Aici, cuvântul lui Dumnezeu. Slăvit să fie El. Vreau să vă spun un lucru. Povesteau, în urmă, când eram la școală, și povestea că se întâmplă ceva cu cântările noastre. O să vă spun și asta, o paranteză, nu-i în predică. Fraților, se spune că în ultimii 10 ani de zile, adică în ultimii 20, chiar în urmă cu 20 de ani, cântările bisericii erau cântări din acestea cu, din acestea în care nu mai știai ce să face, atât te simteai de mizerabil și de păcătos că îți venea să te prepăzi. Erau cântări care n-aveau niciun fel de optimism în ele. După aceea au venit generația asta de tineri și au zis, domnule, trebuie să prăpădim cântările, că adevărul că nu erau bune. Și ce trebuie ca să cântăm cântări de laudă și închinare ca să lăudăm pe Domnul nostru. Dar vreau să vă spun o chestie foarte ciudată. Cântările care s-au cântat în urmă cu 20 de ani nu erau cântările bisericii unde am crescut eu. Nici generație mele. Din cântările generației mele, când am fost eu copil, nu lipsa cerul. Ce s-a întâmplat oare de noi? Nu mai avem bucuria cerească. Deci, normal, în urmă cu 20 de ani s-au schimbat în rău cântările. Atunci, a fost o perioadă imediat după Revoluție, în care fiecare ne plângeam bubele și rănile. Și spuneam că am trecut prin valuri multe și suntem necăjiți și păcătoși la maxim. S-a întâmplat ceva atunci rău, dar în urmă cu 50 de ani cântările erau pline de cer. Eu nu mi-aduc aminte cântarea, am stat și aseară m-am tot gândit la cântările care le cântam când eram copil mic, să văd dacă lipsește cerul din ea. Nu. Era o speranță fantastică a oamenilor. Veniți de la uzină, nenorociți și bătuți de Ceaușescu. Abia așteptau să plece. Abia așteptau să plece. Lipsește, deci din cântările de astăzi lipsește ceva, cerul. Noi putem să lăudăm pe Domnul cât vrem, dacă nu ne dorim cerul, n-am făcut nimic. Scopul nu e să îmbătrânim frumos pe pământul acesta. Scopul este ca să plecăm de pe pământul acesta, amin. Scopul vieții noastre nu trebuie să fie o pensie drăguță aici, ci scopul vieții noastre este ca să ne ducem la Tatăl, să fim împreună cu El, totdeauna. Pentru asta ne luptăm aici, să ne crească aripi. Deci, în primul rând, zborul e o decolare, e o plecare. Și logic, în al treilea rând, zborul acesta implică și o aterizare. Trebuie să aterizăm undeva. Pentru că în momentul în care pleci, trebuie să și ajungi. Vorba lui Minulescu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, 1 Tesaloniceni 4:17, partea C. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul.
Mi-s dragi frații catolici, dar le-am spus odată fraților, ca să pleci de pe pământul acesta și să-ți crească niște pene frumoase și aribi în îngeri și să te trezești din toată în foc, drept în purgatoriu, să te mai pârlești. Nu merge, nu-i biblic. Când ai plecat de pe pământul acesta, plecat ai fost. Stări intermediare nu mai există, fraților. Cine a închis ochii cu Iisus Hristos în ochi, îi deschide cu Iisus Hristos în ochi. Amin? Indiferent cât ai fost de rău pe pământul acesta, dacă te mântuiești înainte, ci de moarte, ca tâlharul pe cruce, merge în cer. Indiferent cât de sfânt ai fost pe pământul acesta, dacă ai fost păcătos înainte de moarte, așa te duci în iad. Pentru că nu se mai poate muta, prăpăstile sunt mari. Vom fi întotdeauna cu Domnul, nu vom fi întotdeauna în iazul de foc. Nu vom fi întotdeauna în purgatoriu, nu vom fi întotdeauna într-o stare în care să ne mai perpelim. Cine pleacă la răpire, nu se duce în cer să zică, Domnul, dar păi, cum ați ajuns mai aici, mă, că nu trebuia. Hai înapoi cu el în foc. Asta se poate întâmpla numai aici, politic în România, dar acolo sus în cer nici într-un caz. Deci acolo nu se fac greșeli. Cine a plecat la răpire, e mireasă, slăvit să fie Domnul. Iubiților, fiecare plecare, spuneam, presupune o sosire. Această aterizare, când vom ateriza, ne va aduce un trup nou. Spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când vom pleca, vom pleca nu cu diabetul după noi, clar. Când pleci de pe pământul acesta, pleci cu insulina în tine. Nu, pleci cu citostaticile în tine, sunt tine. Dar în clipa în care ai ajuns să aterizezi, ai un alt trup. Haideți să vă citesc în Filipeni, în capitolul 3, versetul 20, și să ascultați puțin ce vi se va întâmpla. Vorbesc de toate bolile. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Și acum să vă traduc versetul 21. El va schimba trupul stării noastre smerite. Și puneți dumneavoastră trup smerit ce vreți. Puneți diabet, puneți artrită, puneți spondiloză, puneți leucemie, puneți ce vreți dumneavoastră, trupul stării noastre slăvite. Tot îl împopoțănăm și îl aranjăm și știți cine știe de fapt câte? Ei care îmbălsămează morță. N-ați văzut ce ochi au? Ei așa privesc oamenii, așa privesc oamenii, mi-e frică de ei. Sunt oameni care au ochii galbeni. Pentru că ei știu cât valorăm noi. Ba, pune ăsta aur pe el, domnule, 50.000 de euro pe un ceas. Pe aceea pun, nu știu mai ce și tot. Strup smerit, după 3 zile nu știu cum să facă să-l îngropi mai repede. De ce credeți voi că turcii îl îngroapă până noaptea? Nu mai rezistă cu el pe căldura aia. Trup smerit, spune cuvântul Dumnezeu. Pastore, ce fă slujba mai scurtă în casă, că zice, tata miroasă. Trup smerit. Asta spune Biblia. Citez mai departe. Și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Adică, cum vom semăna? Cu cine vom semăna? Cu Iisus slăvit să fie Domnul. Vă dați seama ce trup slăvit. Trup ciudat și ăsta, că după înviere spune că Iisus Hristos a mâncat cu ucenicii. Un trup care, în schimb, trecea prin uși, prin ziduri. Un trup slăvit, nu mai este un trup supus bolilor și necazurilor. Această aterizare va presupune un trup nou. În momentul în care ai căzut în cer, trupul nou, slăvit să fie Domnul. Cer nou, trup nou. Această aterizare implică prieteni noi. În momentul în care ai ajuns acolo, îți dai seama cu cine ai de face. Ce prieteni grozavi. Și citesc în Matei 8:11. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac, Iacov, au pe frați. Dar cine suntem noi să stăm cu ei la masă? Puteți sfinți mai. Fraților sunteți. Cu Avram, da. Vreți să vă citesc câteva capitole despre Avram care nu vă plac? Cu Avram veți sta la masă. Și atunci vom sta cu David, vom vorbi cu el cum o reuși cu piatra aceea să dea în cap, nu? La Goliat, cât de mare a fost Goliat. Vom sta la masă cu Iona. Cum a fost Iona în burtă de pește? Nu mai adu aminte, zici. Vom sta la masă cu Avram, cu Isaac, cu Daniel. Cum a fost Daniel în groapa cu lei?
Și atâtea întrebări, îmi tot pun studență. Domn profesor, cum va fi? Răspund și eu cum răspunea fostul nostru rector, fratele Trandafir Sandru. Drăguță, zice, n-am fost încă acolo. Când mă duce, voi spune. Ce să nu mai spune? Tot așteptă, cum acum, de 15 ani ne spune. Nu mi-a spus nimic. Cu Ilie, cum s-a dus în carul cu foc. Uitați ce, că aici pe pământul acesta, zicem că suntem prieteni cu toată lumea, toți zâmbim, ce mai faci, bine și eu și eu. Nu știu cum să scap de el. Acolo, zice, vom fi de la miază noapte, de la apus împreună, cu Avram, Isaac, Iacov, Daniel, cu toți aceștia și slăviți să fie Domnul că ne pune și pe noi la masă cu ei, punct. Dacă zice că mulți la miază noapte și apus, acești și rușii și americani și românii. Și apusul și răsăritul sunt împreună acolo la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Această aterizare nu implică numai un trup nou, nu implică numai prieteni noi, implică și o casă nouă. Din toată să te trezești că ai plecat din anexa ta drept în cer, într-o casă nouă. Ce frumos, dincolo de, cum ziceau ăștia, gransoniere, ziceau că bătrânii noștri, ca o gransonieră. Să te trezești din gransonieră direct în cer. Mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu să fiți și voi, spune Sfânta Scriptură. Fantastic. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus 1 Corinteni 2:9 despre casa voastră. Zice, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului, zice, nu s-au suit. Așa sunt lucrările pe care Dumnezeu le-a pregătit celor ce iubesc. Iar din nou apare cuvântul ăsta. Ma aceștia, fraților, casă nouă, femeia pe moarte, acolo într-o tindă, pământ, pe jos, se duce preotul la și spune, te văd fericită. Dar părinte, zice, cum să nu fiu? Cum să nu fiu? Zice că mă duc din cocioaba asta într-o casă nouă. O viață întreagă m-a spălat în Ligian. Acolo, zice, bucurie, nu mai am nevoie numai de aur și argint peste tot. Zice, abia aștept să plec de aici, plouă pe-n tavan. Cum să nu mă bucur că plec într-o altă casă? Probabil că ne-am prea făcut case frumoase, de nu mai vrem să le mai părăsim. Lăsați-le, faceți și voi un bine la martorul Iehova. Lăsați-le să ducă. Ați lucrat, bine ați făcut. Ați fost sănătoși, pentru voi ați lucrat. Dar să nu vă lege nimic de pe pământul acesta, amin. Nu-i bai să aveți, 10 case să aveți, dar să nu fiți legați de ele, amin. Să aveți bani mulți, vă doresc la toți, pentru că dacă aveți, voi are și biserica, dar să nu fiți legați de bani, amin. Vă doresc ca să fiți sănătoși, pentru că sănătoși puteți veni la casa Domnului, că nu e mai lucru mai grav decât ca să veniți și să vă ducem noi cina acasă. Dar mă rog din toată inima ca Dumnezeu să vă ajute să aveți dragoste pentru a veni aici. Că într-o zi vă va cere Dumnezeu socoteală că ați fost sănătoși și n-ați venit la casa Domnului. Vom avea un trup nou, vom avea prieteni noi, vom avea o casă nouă și spune cuvântul lui Dumnezeu că această aterizare implică și binecuvântări noi. Această aterizare implică și binecuvântări noi. Apocalipsa 22:3. Și nu va mai fi blestem. În cer nu va mai fi blestem. Și spune că în Eden, dacă țineți minte, blestem a fost plantat. Acolo s-a plantat blestemul în Eden. Dar în rai va fi rupt afară. Nu va mai fi blestem. Iubiților, vreau să închei spunându-vă cinstit că dacă n-ar fi să fi fost cerul și să plecăm de pe pământul acesta să ni se spună, măi, toți vă veți anihila frumos ca niște fum și nu veți avea nicio problemă, s-ar merita să slujim pe Dumnezeu pentru viața aceasta frumoasă care avem cu Iisus Hristos. Amin? Dacă n-ar fi răsplătirile cerești, cinstit să fie așa. Să nu fie niciun cer, să nu fie nici casă nouă, nici trup nou, să nu fie nimic. Dar frumusețea vieții cu Iisus e fantastică. Acum pe pământ, da să-ți mai promită Dumnezeu și să nu spuneți că nu v-a dat binecuvântări. Fraților, să nu spuneți că nu v-a dat binecuvântări. Ne-a dat Dumnezeu, vă povesteam într-o zi, ne-a dat Dumnezeu atâtea binecuvântări. Gândim cu mintea noastră. Gândim cu, adică vedem cu ochii noștri, lucru mare. Și în loc să le punem, mergem pe picioarele noastre. Și în loc să le punem asta în slujba lui Dumnezeu, ce facem cu el? Ne-a rugat într-o zi pentru unul, țineți minte că m-am povestit, zice, toată viața mea, când am fost în biserică, am stat cu gura închisă. Zice, nu știu dacă am voce sau n-am, dar nici nu trebuie ca să ai voce. Mă uit la voi, o grămadă nu cântați. V-am spus să ne rugăm pentru el, zice, frate, așa aș vrea să cânt acum. Am cancer la limbă. O formă ciudată, specială și prostească de cancer.
Deci atât de mult mi-aș dori, zice, cu limba umflată pe care mai am în gură, să mai pot să laud pe Dumnezeu. N-am făcut nimic. Aseară pe la 8 și ceva m-a sunat soția lui dacă mă pot ducea mâine dimineață la el la mormântare. S-a dus, zice, băiatul meu. Adică să te duci și să nu cânti nicio cântare. Ne-a dat Dumnezeu atâtea binecuvântări. Ne-a dat Dumnezeu pensie. Ne-a dat Dumnezeu ajutor social. Ne-a dat Dumnezeu ajutor de șomaj. Ne-a dat Dumnezeu un salariu. Ne-a dat Dumnezeu o căsuță. Ne-a dat Dumnezeu o chirie, poftim, că și asta e lucru mare. Atâtea binecuvântări am primit pe pământul acesta pentru că suntem creștini. Nu le-a fi meritat. Suntem copiii lui. Amin? Nu le-a fi meritat. Nici unul dintre noi. Dacă ar fi după merit, câinele nostru mai meritos decât noi acasă. Dragilor, Dumnezeu ne-a dat foarte multe binecuvântări, dar vreau să vă spun că cele mai frumoase și mai mari de aici încolo urmează. Aleluia! Cele mai frumoase de aici încolo urmează. Acolo sus în cer. De aceea spune Biblia la sfârșitul capitolului 4, mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. V-am citit din textul ăsta că noi din el citim numai la mormântări. Dar vreau să vă spun că asta e speranța bisericii nouă morților. Asta e speranța bisericii nouă morților. Va trebui ca să stăm în această dimineață și să ne gândim, Doamne, plec de pe pământul acesta într-o clipă. Pot pleca să fie asta ultimul serviciu. V-a spus întrebarea că de seară ar putea să fie graduarea studenților direct în cer. Extraordinar. Deci pleacă avionul, decolăm, ne ducem, lăsăm în urma noastră niște lucruri și aterizăm direct lângă Iisus Hristos, împreună cu sfinții, în casă nouă. Ce trebuie să facem pe pământul acesta ca să prindem răpirea? Să ne pregătim. Să ne pregătim. Vine fetița cu maica sa de la biserică. Mamă, zice, crezi că Iisus Hristos, Domnul, se va întoarce? Da, ce maica sa. Crezi că Iisus Hristos se va întoarce, mami, astăzi? Da, posibil, ce mamă sa. Ar putea să se întoarcă Hristos, mami, și peste un ceas? Da, ce maica sa. Mami, atunci, nu-mi aranjez puțin părul, zice. Dai seama că putea să fie asta. Dacă vine Domnul și noi suntem nearanjați. N-ai putea să-mi aranjez, mami, puțin părul ăsta, zice. Că tot vine Domnul peste un ceas. Dacă nu vine, plecăm noi. Dacă nu vine El, plecăm noi. Este marea clipă a revederii noastre. Marea clipă a revederii noastre. Spunea sora, una dintre surorile noastre care a murit de cancer. Ce frate Pustan, abia aștept să mă reîntâlnesc din nou cu voi. Mi-a spus nu mai mult. Bătrânii biserici, simpatici noștri frați, spunea Mateaș duminică, joic, frate Mateaș, că mi-a dat el niște acte. Cum că miliția ne-a închis pe noi ca biserică. Singura biserică din orașul Beiuș, știa satana ce știa, închis în vremea comuniștilor. Frații noștri, ei când au văzut că au pus sigiliu pe biserică, s-au pus și-au pus o floare acolo pe sigiliu și-au luat o capră și-au mânat-o lângă. Cine-au rupt sigiliu? Ca să-i capra, zice. Nu, ce se face capra? Erau atât de frumoși frații noștri bătrâni, atât de frumoși, aveau cerul în ei. Oameni care îl iubeau pe Dumnezeu din toată inima. Nu se uitau ei la ceas, niciodată. Bucuram. Unul după altul i-am dus aici în deal. Unul după altul. I-am pus în țărâna alutul pământului. Sap 2 metri de groapă, nu dai de o piatră. Într-o zi ne vom întâlni cu ei. Toți eu să ne întâlnim unii cu alții la marea sărbătoare acolo sus în cer. Să plecăm într-o clipă. Și vă mai spun ceva cu care vreau să încheie. Rectorul nostru trandafir Sandru ne-a spus trei lucrări pe care le-a avut, trei prorocii. Două dintre ele s-au împlinit sub ochii noștri. A treia a zis că a avut o lucrare, că noi, generația care eram păstori atunci, noi vom fi păstorii generației răpirii. Și că noi nu o să vedem decât accidental moartea. Că Iisus Hristos în timpul vieții noastre va schimba biserica și va duce la cer. Celelalte două s-au împlinit și au fost de importanță fantastică, sub ochii noștri.
Sunt convins că și cea a treia prorocie se va împlini. Și eu mă consider un pastor privilegiat, acela de a pleca împreună cu biserica în trupuri schimbate la cer.